care dumneavoastră ați devenit președintele clubului. Al cui președinte ați fost? Iarăși vreau să-i mai răspund și celelalte foste glorii. Ilie Dumitrescu. Domnul Ilie Dumitrescu, când dumneavoastră ne-ați chemat pe toți suporterii la sala de presă în Ghencea, ne-ați spus să nu vă mai strigăm mine sau ne-ați spus să vă spunem mister. Ce echipă ați antrenat? Sunt întrebări puse de majoritatea suporterilor. Ce echipă ați antrenat? Asta știm și noi, dar eram și noi pe acolo. Eram și noi așa, din greșeală, eram și noi. Parcă pe noi ne-ați chemat la discuție, nu? Pe noi parcă ne-ați chemat. Așa mi-aduc aminte eu în perioada aia. Că pe noi ne-ați chemat. Ați spus la televizor tot timpul, da, domnule, Steaua n-a retrogradat, nu cu tare. Faptul că v-aș certa cu Gigi Becali, nu mai este Steaua. Și din punctul meu de vedere, acest subiect, eu am dat și acum o declarație în presă, referitor că a spus domnul Marius Lăcătuș că Peluza Nor va merge în Ghencea, oamenii sunt nehotărâți că nu se promovează. Nu, domnul Marius Lăcătuș. Oamenii sunt aici în Liga 1. Masa mare de suporteri sunt aici. Aia sunt toți care vin acolo. Care i-ați avut la toate meciurile, aia sunt toți suporterii care i-aveți. Da? Aia sunt toți. Faptul că veniți și spuneți că noi ne vom întoarce înapoi, pe noi n-am plecat pe nicăieri ca să ne întoarcem. Am plecat noi de undeva, noi n-am plecat. Asta e echipa asta care dumneavoastră, domnul Marius Lăcătuș, care dumneavoastră ați antrenat-o, în care dumneavoastră ați fost președintele acestui club, care dumneavoastră la momentele respective, în 2015, vă certați cu MAPN-ul. De ce? Stau afară din Ghencea, s-a mutat pe Național Arena. Dumneavoastră, în urmă cu câțiva ani de zile, ați spus că ați antrenat în Champions League. Nu cred că ați antrenat în Champions League pe Chipirliu, care și el a recunoscut băiatul că a crescut cu această echipă care a jucat semifinale de cupe UEFA. Cunoscut, bravo lui, de acord, și-a revenit băiatul, adică și-a revenit, și-a adus aminte. Adi Popa a uitat să ia un filmuleț, care am luat noi titlul 24, dacă nu mă înșel, filmulețul ăla de la Otopeni. Poate și-a aduce aminte și Adi Popa, dar în sfârșit, problema e că noi nu am plecat nicăieri ca să ne întoarcem undeva. Noi, suporterii ăștia, n-am plecat nicăieri. Nu știu dacă ați plecat dumneavoastră. Noi știm că n-am plecat. Și nici dumneavoastră n-ați plecat. Și nici dumneavoastră n-ați fost. Nici dumneavoastră, nici Ilie Dumitrescu nu ați fost la altă echipă. Și n-ați antrenat altă echipă. Parcă știu că ați antrenat Steaua. Așa știu. Faptul că știți bine cum s-a luat numele și sigla. Nu cred că v-ați uitat sau ați pierdut memoria. Nu? Bun. Haideți să începem. Antrenamentul s-a terminat. Vorbim după.